Azi dimineață, ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale, a Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Maramureș și IPJ Satu Mare, au efectuat percheziții domiciliare la 9 locații de pe raza județului Maramureș. Perchezițiile au fost efectuate în baza unor autorizații emise de instanță la cererea unei comisii rogatorii, mai precis solicitată de către autoritățile franceze. Acțiunile vizează descoperirea și ridicarea unor bunuri ce pot constitui mijloace de probă. Au fost ridicate astfel bunuri, în special din sfera produselor de larg consum și electronice. Cercetările efectuate de către autoritățile franceze privesc comiterea unor infracțiuni săvârșite pe teritoriul acestui stat.